Din păcate pentru mine că nu am terminat să vă spun despre sondare și despre kitul markerului tot ce mai aveam de spus și din fericire pentru noastră, dar din fericire pentru noastră am avut un drill în direct. După cum am spus și în timpul drillului, pescuitul tenului este foarte important găsirea unui substrat tare și nu mălos. El, tenul, se hrănește de obicei pe zone nisipoase, cu fund tare, cu pământ tare, iar acolo unde am găsit o astfel de zonă, am pus markerul, am pus clips pe mulietă și am început să facem nădirea în acea zonă. În cele ce urmează o să vă prezentăm și o să vă prezint și modul de nădire și ceea ce am folosit în această partidă la pescuitul tenului. Cea mai folosită nadă în pescuitul tenului sunt semințele. Tenul adoră semințele, adoră porumbul, grâul, alune tigrate, cu alte cuvinte adoră toate semințele și în special porumbul, grâul, semințe care sunt tari, adoră momelile tare, îi place să spargă în gură orice momeală tare. Eu am folosit de această dată și, de fapt, noi am folosit de această dată și alune tigrate, o momeală și o nadă care nu este foarte, foarte folosită la noi în România, dar am observat că atât crapul cât și tenul adoră aceste semințe mari. Vom face niște bulgări cu care vom nădi zona marcată cu markerul. Am găsit o zonă în dreapta destul de tare și vom face niște bulgări. Adăugăm semințele, două mâini de semințe, o mână jumate. Apoi adăugăm niște boilesuri de mici dimensiuni de 10 mm foarte, foarte tari. Sunt bar food cu aromă de banane, o aromă fructată. Punem aici câteva mâini. Am ales aceste boilesuri pentru că sunt foarte tari, mici și atât tenul cât și crapul va sta foarte mult pe patul de nadă pentru a le culege. Apoi câteva alune tigrate, nu foarte multe. Aceste alune sunt foarte greu de sfărâmat și vor rămâne o perioadă foarte îndelungată pe patul de nadă. Apoi, peste aceste semințe, punem un ground bait special realizat pentru ten, care conține făină de grâu, făină de porumb, spărturi, diverse spărturi de semințe. Este un ground bait special realizat pentru ten. Aroma este de miere și de banană. Atât. Peste el vom pune siropul de borum care vine în același pachet cu ground bait-ul de ten. Sirop de borum cu aromă. Cu aroma specifică ground bait-ului. Vom pune și un sirop de alune, care am observat că este pe placul peștilor și are și o proprietate de legare. Este un bun liant al ground bait-ului. Iar următorul lucru pe care îl vom adăuga peste această nadă va fi apa. Apoi vom face bulgării și vom începe să nădim zona pe care am ales-o să pescuim.
Tocmai facem burgerii din Nada pe care v-am prezentat-o mai devreme. Îi vom lansa cu mâna pentru că am găsit zona acea tare de care vă spuneam la vreo 30-40 de metri de mal și am hotărât să nu ne mai complicăm cu catapultă, cu spomb și să facem o nădire cât mai simplă din efectiv din mână. Am pus markerul, asta e tot. Așteptăm acoi să vină și Teni. Se mai întâmplă să prindem și crab românești, dacă pescuim la ten, pentru că și crapilor le place porumbul și semințele.